Polițiștii postului de poliție Plopiș au depistat marți 20 decembrie în jurul orei 9:30 de minute pe raza localității Iaz un bărbat din localitate în timp ce conducea mopedul fără a deține permis de conducere. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că mopedul nu era nici înregistrat sau înmatriculat. În cauza oamenii legii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere și punere în circulație a unui autovehicul neînmatriculat, se arată într-un comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.